Carmen de la Sălcioa, devastată de durere atunci când vorbește de tatăl ei. Artista a izbucnit în lacrimi, el a intrat în pușcărie. Artista nu și-a mai putut ascunde sentimentele puternice atunci când a început să vorbească despre familia ei, iar lacrimile i-au inundat privirea. Carmen de la Sălcioa este una dintre cele mai transparente artiste și este mereu în contact cu fanii ei încercând, pe cât posibil, să le satisfacă toate curiozitățile legate de ea. Nu se sfiește să vorbească despre viața ei personală, iar recent aceasta a povestit despre un subiect mai puțin abordat familia ei. Vedeta a dat detalii neștiute până acum despre cei care i-au dat viață. Iată ce relație a avut aceasta cu tatăl ei. Artista a crescut un gol în suflet, provocat de lipsa tatălui ei. Părinții au divorțat când ea era doar un copil, iar durerea a fost enormă, căci nu a avut parte de afecțiunea paternă, iar asta a marcat-o profund. Toată durerea a atins apogeul atunci când părintele ei a fost condamnat în spatele gratiilor, iar ea a mers să-l viziteze. Părinții mei se certau foarte des și au urmat un divorț. Mie mi-a lipsit afecțiunea tatălui meu. Am venit acasă și am plâns și mă gândeam de ce nu pot să am și eu ce au ceilalți copii să-mi spună că mă iubește, e important, e foarte importantă treaba asta, dar nu a fost să fie așa. El a intrat în pușcărie și l-am văzut pe tatăl meu prin sticlă și era cărunt, a declarat Carmen de la Sălcioa în cadrul podcastului Viața Vedetelor.